Nici n-a apucat să se usuce tușul pe deciziile privind alegerile din data de 9 iunie și numirea candidatului pentru primăria Deva, ca și început marea campanie de asfaltare electorală, ca întotdeauna în centrul urbei, unde este traficul cel mai intens, ca să vadă tot poporul cum se îngrașă porcul în ajun de Crăciun, cum ar spune bătrânii noștri înțelepți. Meteahnă veche, din păcate, încă practicată la Deva, așa chipurile din respect pentru locuitori. Halal mărțișor pentru deveni oferite de primarul Florin Oancea. În luna iunie a anului trecut, primarul Devei anunța că a stabilit graficul lucrărilor de reparații și întreținerea străzilor și trotuarelor din municipiul Deva și localităților aparținătoare. Toate trebuiau finalizate până în decembrie 2023 și, conform înscrisurilor oficiale, astuparea gropilor și a fisurilor din asfalt atât în oraș cât și pe calea Zarandului, centura Devei, trebuiau realizate pe timp de noapte pentru a nu perturba traficul în oraș. Din respect pentru toți cetățenii, calea Zarandului este într-adevăr peticită de mântuială, pentru că gropile și noroiul din asfalt dau impresia că lucrările ori au fost superficiale, dar plătite pe sume substanțiale, ori oprite înainte de finalizare. Bulevardele 22 decembrie și Decebal pe toate cele patru benzi, termen de finalizare luna decembrie 2023, scrie în comunicatul oficial al primăriei. Lucrările au început abia după ce candidatura lui Florin Oancea a fost validată oficial, moment în care s-a dat și startul asfaltării electorale, care, de fapt, trebuia executată anul trecut. Din păcate, lucrările se fac pe timpul zilei, nu noaptea, blocând circulația, șoferii fiind nevoiți să conducă printre utilaje, muncitori, zone interzise, iar pietonii și mai dezorientați traversează pe unde apucă, acolo unde nu mai sunt treceri de pietoni. Marea asfaltare electorală care trebuia realizată anul trecut se realizează acum, în condițiile în care nu s-au finalizat nici măcar lucrările la pistele de bicicletă, borduri și trotuare. Se spoiește bulevardul principal de ochii lumii, în timp ce alte artere rutiere din oraș sunt ignorate sau, în cel mai bun caz, peticite. E cu dedicație, în special pentru doamnele și domnișoarele din Deva, care umblă prin noroaie, gropi și tot felul de gunoaie. O primăvară frumoasă vă dorește tuturor primarul Devei.